și ei sunt arși. Și el a tras-o pe ea, dar ei a căzut cu tavanul în cap. S-a luptat cu toată lumea să o scoată afară. Pe Nicoleta găsesc un colțișor pe un braț plin de vânătăi, pentru că a fost călcat în picioare, pe care îl sărut așa discret, cât să mă simtă că sunt aproape de ea. Trebuie să lupte. Talibani, luptăm până la ultima resursă. Și vor trăi, și vor trăi și vom începe o nouă viață. Este o luptă de durată, e o luptă grea, vom mai pierde bătălii, dar la final noi vom câștiga. Am putere, și nu mă las. Este clar, oameni buni, că acum avem cu toții nevoie de putere, de curaj, de speranță, iar în astfel de momente grele apar oameni care ne dau încredere că totul va fi bine. Părinții, frații, iubiții, ori prietenii celorlalți aflați acum în luptă pentru viață, nu și-au pierdut speranța. Ați văzut ceva mai devreme materialul acesta. Ați văzut-o ieri pe această femeie extraordinară. Vreau să vă spun că cu fiecare lumânare aprinsă pentru sufletele celor plecați acolo pe Caldarâm în fața clubului care ne-a devenit mormânt, spre ceruri se ridică și un gând bun de însănătoșire pentru cei răniți de flăcări. Au nevoie de orice, de încurajare, de orice zâmbet, de orice gând pozitiv, dar și de ajutor material pentru tratamentele costisitoare. Tocmai de aceea o să vă rog, cum am făcut-o și ieri, să donați. Puteți să o faceți, 2 euro, atât vă costă, un simplu SMS la 8827. Puteți să faceți acest lucru, pentru că împreună putem vindeca răni, împreună putem face diferența. Vreau să-i salut pe invitații mei din această seară. Am alături de mine două persoane care, exact ca și asistenta de ieri, se încadrează în aceeași categorie, și anume niște persoane erou, pentru că ați fost acolo și ați luptat și ați salvat foarte multe vieți. Bună seara, vă spun. Bună seara. Vreau bună să salut seara pe Luminița Angel, pe Mirela Zivari. O să vreau să-i salut pe colegii mei de la Trupa Zero, oameni care au avut prieteni acolo în club, cunoștințe, oameni care și ei merg să cânte în concerte, și weekendul acesta au avut două concerte unde doar s-au dus la scenă, au aprins lumânări și s-au rugat pentru cei care au pierit în acel club. N-au mai urcat pe scenă să cânte. Foarte multă lume s-a unit și foarte multă lume din mediul artistic a luat această decizie. O să revenim imediat la o poveste incredibilă, o să vedeți despre ce este vorba și o să vedeți, oameni buni, că dumneavoastră puteți să ajutați, dar înainte de a vorbi pe larg despre toate aceste lucruri, vreau să vedeți o știre de ultimă oră în ceea ce privește patronii clubului. Știți că acești trei acționari au fost reținuți aseară pentru 24 de ore, au petrecut noaptea în spatele gratilor, iar acum se află în fața judecătorilor care vor decide soarta lor pe mai departe. Hai să vedeți materialul și imediat ne întoarcem. Cum comentați faptul că sunteți considerat resursă? Rămâneți pe loc! Ce, vă reproșați ceva? De ce nu le-ați transmis rudelor niciun mesaj de condoleanțe? Cum comentați acuzațiile? Asumați vreo responsabilitate pentru tragedie? De ce le-ați permis să facă focuri de artificii acolo când știați că există riscul unui incendiu? Cu conștiința că au murit atâția oameni. De ce n-ați transmis condoleanțe familiilor și v-ați ascuns? Ce le-ați declarat procurorul? Cum ați explicat tot ce s-a întâmplat? De ce nu le-ați transmis oamenilor condoleanțe? De ce v-ați ascuns? De ce le-ați permis să se facă spectacol pirotehnic cât era riscant? Deși au tăcut în fața familiilor victimelor și în fața presei, patronii clubului Colectiv au vorbit ore întregi în fața procurorilor. Se pare că n-au reușit să-i convingă însă de nevinovăția lor, căci puțin după miezul nopții, cei trei parteneri de afaceri au fost reținuți pentru 24 de ore și transferați pe rând în arestul Poliției Capitalei. Cei trei au fost aduși cu mandat ieri în jurul prânzului la parchetul general. Niciunul dintre ei nu a apărut public să prezinte măcar condoleanțe familiilor care își plâng acum cei 32 de copii morți. N-au făcut decât să-și închidă paginile de Facebook din cauza comentariilor dure care soseau în avalanșă la adresa lor. Cei trei acționari ai clubului Colectiv sunt oameni cu experiență în industria spectacolului. Alina Anastasescu are 28 de ani și este fondatorul localului. Cătălin Gancea are tot 28
28 de ani și este patronul a două agenții publicitare. Deține 30% din acțiunile clubului Colectiv și până mai ieri se prezenta drept un om plin de umor, căruia îi plăcea să se bucure de viață. Costin Mincu, în vârstă de 36 de ani, acționar minoritar la Clubul Groazei, nu pare să fie însă la prima experiență de acest gen. A mai avut acțiuni la încă două cluburi din București și la Malul Mării, însă ambele au fost mistuite de flăcări. Cauzele, un scurt circuit electric și o incendiere cu intenție. În apărarea lor, patronii susțin că au făcut un contract cu trupa Goodbye to Gravity, contract în urma căruia artiștii s-au obligat să se ocupe de organizarea concertului. Cei trei acționari spun că cei din trupă au adus artificiile fără știința lor. Tot ei s-au angajat să asigure între 200 și 400 de oameni la spectacolul lor. Acest lucru contravine avizului de funcționare pe care patronii îl aveau de la primărie, în care scrie că spațiul poate găzdui doar 80 de persoane pe scaune. Cătălin Gancea, Alina Anastasescu și Cosmin Mincu sunt acuzați acum oficial de ucidere din culpă în formă agravată și vătămare corporală din culpă și, dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de închisoare. Astăzi, în a patra zi de la tragedia care a șocat întreaga țară, Costin Mincu, unul dintre cei trei patroni de la Colectiv, a făcut prima declarație publică. Mesajul a fost postat pe internet, pe pagina oficială a avocatului care îl reprezintă. Sunt împietrit de durerea din mine și din jurul meu. Am pierdut colegi și prieteni dragi în noaptea care ne-a îndoliat pe toți. Alții se zbat la margine de viață pe paturi de spitale. Sunt cu ei, cu toți, în gând în fiecare clipă de acum și până când voi închide ochii. Am vrut să fac din Colectiv o poveste frumoasă, pentru că am crezut mereu în pasiunea mea cea mai mare, muzica. Povestea s-a sfârșit printr-un coșmar. O parte din mine a murit pe 30 octombrie la Colectiv. Aș vrea să pot șterge lacrimile de pe obrajii celor care îi plâng pe cei care s-au dus. În schimb, nu pot decât să stau cu capul plecat în fața judecății. Regret enorm tot ce s-a întâmplat. Acesta este și singurul mesaj pe care acționarii clubului l-au făcut public. L-au făcut public pe rețea de socializare, pe Facebook, prin intermediul avocaților. Vă așteptați să fie altfel? Vă așteptați ca patronii să apară public, să spună diferite lucruri sau e firesc așa cum au procedat? Știi, la un moment dat au indignat foarte multă lume că n-au ieșit, că n-au zis și apoi o să trecem imediat la alte cazuri, de acestea au fost cele mai proaspete, știi? Ne așteptam cu toții ca toți cei implicați în această mare tragedie să aibă demnitatea de a ieși și de a-și da demisia, de a prezenta condoleanțe, de a-și cere iertare. De a-și cere iertare, simplu, ca oameni. Am văzut atât de multe comentarii îngrozitoare pe Facebook zilele trecute, am plâns ca o nebună în fața televizorului și nu înțeleg cum oamenii uită să fie oameni în cele mai importante clipe, cum au fost acuzați acei tineri de opțiuni muzicale nefirești, ceea ce nu este deloc adevărat. Și da, oameni care au arătat cu degetul și care au aruncat cu noroi și care nu au regretat nicio clipă momentul de tragedie ce a avut loc în seara de vineri. O să vorbim imediat despre toate aceste lucruri, dar până atunci vreau să vă întreb și pe voi băieții de la Zero. V-am spus, au avut un weekend concerte, sunt într-un turneu și v-ați dus la scenă, ați aprins lumânări, ați stat acolo și n-ați urcat, n-ați cântat, nu s-a întâmplat nimic. Când ați văzut știrea cu ce s-a întâmplat, când vedeți acum ce se întâmplă cu patronii, pentru că chiar în clipa asta se află în fața judecătorilor și află care va fi soarta lor, cum vi se pare? Vlad, Papu. Concertele s-au anulat, într-adevăr. Am fost sâmbătă la Bistrița, duminică la Cluj. Nu s-a urcat nimeni dintre artiști pe scenă. Tot ce am putut să facem a fost să stăm în fața scenei, să aprindem câte o lumânare, să așteptăm oamenii de acolo să vină și ei să aducă un omagiu oamenilor care și-au pierdut viața acolo în club, în tragedia asta cumplită. O să vedeți imediat o poveste incredibilă cu un băiat în scaun de rotile care a fost dus de prietenii lui drept surpriză la acest concert. 15 ani, Mihai Popescu, el a fost extrem de bucuros că a putut să-l ducă pe prietenul lui, pe Pavlos, în Colectiv la concert. L-a dus în fața scenei, că a izbucnit incendiu și s-au întors după el să-l ia, numai că la ieșire a căzut din tavan pe ei și sunt în stare destul de gravă, pentru că a vrut să facă o bucurie prietenului lui care era în scaun cu rotile. Vedem imediat povestea aceasta. Știu că și pe voi v-a dat peste cap tot ce s-a întâmplat. Noi când am aflat, noi eram pe drum spre Bistrița și, după cum știm toți, în România faci în ceva timp 400 de kilometri. Și îți dai seama că noi am plecat toți cu telefoanele pe Facebook.
Adică acolo se părea că apar știrile mai repede decât pe alte portale, știi? Și din păcate am aflat și noi de o prietenă de-a noastră și de alți prieteni. Care exact, au fost acolo era și n-au o prietena voastră, o apropiată, care ați lucrat în turnee, în concerte. Cred că este înfiorător pentru absolut toată lumea ce s-a întâmplat acolo. Și pe dumneavoastră, știți, ieri am avut aici o asistentă extraordinară și pe dumneavoastră vrem să vă felicităm pentru că a fost o muncă și incredibil tot ce ați făcut acolo. Vă mulțumim. Da, mulțumim. Gina, Angelica, sunteți persoane care nu v-a gândit niciodată că puteți să treceți prin așa ceva. Aș fi preferat ca în toată cariera mea să nu întâlnesc un asemenea eveniment, nici măcar în timpul liber, mai ales în timpul serviciului. Noi ne-am aflat acolo un număr foarte mare, aproximativ 28-29 de ambulanțe. Am primit ajutor foarte mult de la jandarmi, foarte mult de la poliție, ISU și nu în ultimul rând de la cei de la SMURD, cărora le mulțumim tuturor. S-a colaborat foarte bine, am avut o colaborare extraordinară. Toți am încercat să vorbim între noi și să încercăm să ne ajutăm, să facem tot ce putem să salvăm acei oameni. Într-adevăr, acolo au fost clipe de coșmar. Este foarte greu să te exprimi în cuvinte tot ce am întâlnit. Pentru așa nu. Ceva. Nici nu cred că își imaginează cineva că poate nu. Să se întâmple așa ceva. Teoria este una, practica este alta.